Bine v-am găsit, stimați telespectatori. Două subiecte, două deocamdată. Hai, nu, hai, trei. Unul despre un moment, un subiect îl reprezintă momentul crucial al războiului dintre Vlad Voiculescu din partea USR Plus și Florin Câțu din partea, nu știu, a sistemului, a politicii a PNL în chestiunea publicării datelor privind testele și vaccinarea. A doua chestiune este că, iată, motivarea judecătoarei în legătură cu dosarul 10 august a confirmat ce am spus eu de mai multe ori și la Alef News și aici, că de fapt acolo dosarul a fost trimis din adins de către Georgiana Osu cu 10 august. Nu că aș fi eu de partea dosarului, dar ci pentru a stabili adevărul. Al treilea lucru este, o să vă dau, o să spun pe scurt despre prima ședință de Consiliul de Ministri din 17 septembrie 1940, când are loc prima ședință a guvernului de coabitare, dacă se pune că vreți, de colaborare între generalul Antonescu și mișcarea legionară. E foarte interesant această stenogramă. Spune multe despre relația dintre cele două forțe. Nu știu dacă o să mai amintesc ceva pe parcurs. A, da, uite că mi-am amintit și încep cu asta. Din câte știți, s-a anunțat că rapoartele, nu, demiterea celor de la TVR, Radio România Actualit, de la postul public, de la, nu știu, CNA și Avocatul Poporului seamănă, a zis Tilișca aici, Ludovic Orban, seamănă pentru că nu-s gata rapoartele. Seamănă pentru că în coaliția aceasta de Alandala, Târța Părța, amoare la Târța Părța, că este coaliția de Târța Părța, nu de Hăișa. Hăișa totuși face. Hăișa, totuși are o logică. Și o dată Hăișa, apoi cea. Mă, poate boi o iau încolo, apoi o iau încolo. Dar aici e, nu știu, nu pot să-mi dau seama. Târța Părța, la moare la Târța Părța, nu se mai ține Târța. Nu știu, cred că pe Narghezi am citit. Bun. Ei nu se înțeleg. UDMR-ul vrea radio public. L-a mai avut, nu e nicio problemă, că ei sunt buni, nu sunt neutri la rest. Ar fi o crimă să schimbe politica editorială a radioului public, repede, sunt un fidel ascultător. Acest post al Radio România Actualități a supraviețuit în ultima vreme tuturor regimurilor. Este o experiență deosebită, redactor de radio, diferă fundamental de redactorul de la TVR, redactorii de la radio au mândria de a fi redactor la radio, din câte ați văzut, nu știu vreunul care să se fi dus la, cum fac aia de la TVR, la particular. De la TVR n-am văzut, am lucrat și eu cu ei, n-am văzut nicio mândrie, mândria de a fi la TVR. Pentru probabil că și au fost călcați în picioare ultima vreme. Ar fi o, efectiv, vă spun încă o dată, și eu mă ascult Radio România Actualități, având radiouri în toate camerele, pentru că unu, știrile sunt corecte, nu sunt nici tendențioase, nici. Dacă vrei să afli oficial ce s-a întâmplat, adică oficial ce e important, politic, social, ascult Radio România Actualități, au pe Beleașcu un corespondent la Moscova, cel mai bun corespondent de presă, cred că îi bate și pe aia occidentali, la Moscova, foarte greu să fii corespondent la Moscova, nu știu la pe, de ce n-au la Beijing, ar trebui să aibă. Au în diferite, în Italia, la Roma, au în Spania, au și la Washington, mă rog, o tante care mi s-a părut cam prea anti-Trump în perioada campaniei electorale de la ei, da, mă rog, o fi fost cu George Mayer pe acolo, mi-a dat la o cafea sau ce-o fi dat, un whisky. Bun. Situația acestor, cu excepția lor Beleasie, care acestor corespondenți, dar să mă, sunt de, sunt de ai,
de acolo, măritate cu pe acolo, nu știu cum sunt angajați până acum domnul Severin Georgică, Severin nu ne-a explicat și a trebuit să-i explice toate. Însă cel mai bun lucru pe care era radio public, uite că am suferit acum la un subiect care am luat cu... Îl reprezintă corespondențe din fiecare județ. Deci au o rețea unică în România în materie de instituție de presă. În fiecare județ au un corespondent. Știrile, emisiunile lor sunt pline de reportaje din realitățile de acolo. Așa am aflat și eu, i-am ziceam la Vlad Pufu, la Buzău. Cred că e București, mă țin minte. Oricum e o domnișoară care aproape că mă face să mă mut la Buzău. Fiecare prezintă, apoi mai au un lucru foarte important, interesant, l-au mai lăsat în ultimul timp, anume să iei o temă și să vezi cum se reflectă, nu știu, strângerea gunoiului. Paranteză, am vrut să-mi notez azi, am uitat să-mi notez pentru proză. Mare acțiune la Constanța. A, doi, cred că pensionare, așa, au hotărât ei, când ies la plimbare și au scris și pe Facebook, să strângă, să ia niște bastoane cu cui și să strângă gunoiul. Să mai mult pensionare, ce să facă pensionare? Ori ca mine că muncesc ca proștii inutil, da, bun. Și m-am stricat de râs. După ce au terminat ei, eroi, le-au strâns și în saci. Numai că n-au ce să facă cu saci. Unde să-i pună? Bă, este o țară superbă, superbă, superbă. Păcat să nu cumva să divorțați de țara asta. Deci niște tipuri. Deci pe lângă faptul că lasă toți gunoaie pe faleze. Bun. Au venit doi tipi și au mai strâns și pe alții pe Facebook din cartier și ies la plimbare, fac toc, toc, toc. Au strâns în saci gunoi, cu în sacii lor de plastic. Numai că au strâns, au strâns, au strâns de vreo lună și nu le vine nimeni să le ia saci. Și, de fapt, părerea mea este că ar trebui să le răstoarne la loc gunoaiele. Este România, da. Mă rog. Foarte bun. Deci și pentru că niciun post, nici de televiziune, nici instituțiile de presă nu se ocupă și de provincie. Deci nu, și se ocupă foarte mult de viața asta socială, că viața omului simplu, alcătuită din chestii. Unde parchează, și eu sunt aici, pe Nicolae Iorga. Și la ora 11-12, a parca aici, dacă vrei să vii la o grădiniță sau la PMP, la mine nu se pune. N-ai unde. Pentru că toate instituțiile astea de aici nu au parcare. Față de în America, dacă faci o instituție din asta, vrei să faci o clădire, și ce clădire, da parcare. Deci, repet, sunt publicitate, PMP, grădiniță, nu are parcare. Și, în urmă, cum să n-ai pe parcare? Și că, normal, când construiești o clădire de birouri sau vrei să muți o instituție acolo, trebuie să vină poliția, câte mașini parchezi, da? Nu mai spun că când am fost, mi-a explicat Buhoiu, când am fost la Los Angeles, că acolo când construiești ceva, zic, construiești un hotel. Băieții zic așa, bine, ai parcare, frumos, da? Dar ia să vedem, Matale, când ieși din parcare, cât stai și cât blochezi circulația, că sigur că aștept să ieși din parcare din hotel și vii strada aia. Există, sigur că e o prioritate, dar pe de o parte mai sunt și oameni care opresc. Și atunci, stai puțin, să vedem și, adică, și când plasezi acolo, dacă nu cumva omori circulația. Bun. Deci au amânat-o. Ăștia de la PNL vor neapărat, nu ei, că vor să ia neapărat radio, nu. Televiziunea, că le-a zis omul de la Cotroceni, nu, televiziunea să o pună pe Pușcălău. Dobrovolski Pușcălău, nu știu. Tot, o prostie. Deci o prostie, o spun eu ca un bătrân. Unul e ziaristă. Cel mai bun lucru, dacă vrei acum să faci, între noi fie vorba, să îți faci politică, pui unul care nu e ziarist. Și care e și neutru, teoretic. Nu pui unul cu ea. Ea era anti-PSD, nu mai de la să face foc PSD-ul.
pui unul care zice, bă, ce obiectiv e ăla. Sau pui unul care nu are treabă cu presa. Că uite ce. Eu zic că Severin avea treabă, dar a mers bine. Ce ăla de la cultură are treabă cu cultura? Nu, îți fii manager, da? Manager, manager. Și e ziaristă. Toți flămânzii din jurul centrului de coaliție de centru-dreapta, ziariștii vor spune, dar de ce unul pe mine? Dacă pui unul neutru, unul zice, bă, am pus unul, politician. Bun, m-am înțeles. Da. Doi, ai pus-o pe o ziaristă ca ea care e cum e, groaznică și tendențioasă, că ea nu poate fi decât tendențioasă, că tendențiozitatea e semnul neroziei. E și cum să scrie de dimineață, diseară vor veni ticăloșii de la PSD, o să vă... Poți să faci chestia asta fără să scrii, vor veni ticăloșii de la PSD. Am ferește. Bun. Și vor face tărăboi. Și dacă ea va încerca, deci, trei, păi ea o moare politica acolo. Că dacă ea va încerca, să zicem că ajunge acolo, devine obiectiv, atât de obiectiv încât mă sună pe mine și nu, spune lucru. Îl lasă pe Cristache și spune, Doamne, nu, când vine maestru, îi cântați cu trompeta. Nu, că e cum e. Dacă e cum e simpluță la creier, e simpluț. Ce poate să facă? N-are detalii. Eu aș fi avut. Cine mă? A, Cristoiu? Bine mă, și la ce face? Cristache, ai rating cu el? Da, bine mă, nu am ce să-i faci rating. Mă interesează. Ia asta. Și v-am mai zis, o femeie care se le vedetă, se numea Pușcăloi, se mărite după bărbață, mi se pare... Băi, oameni, băi, două lucruri, chiar m-a surprins. Este, bă, să ajungi consilier prezidențial. Experiență de viață extraordinară, ne nu știți, te duci cu președintele, colo, colo, vezi, sună președinte. Și se mărită și face copilul. Nu zic că nu trebuia să facă. Păi, dar după ce te numește consilier prezidențial, zic, cum mă, oameni, mă lasă, dar putea să-i spună lucrul. Eu, doamne, nu mă pun, zic, vreau să fac copil, vreau să mă fac mamă. Și după asta, băi, dacă mă numesc Pușcălău, atât vine, băi, pentru că pe ăsta nefiind, nemăritându-se niciodată, când au găsit, au soț Dobrovolski. Am zis, n-am nimic. Ei, și chiar dacă ar trece ea pentru momentul ăsta de luciditate, o străfulgerare, vine o lumină sfântă, în paranteză, zice, domnule, cum s-a născut Genghis Khan? Legenda. Păi zice, în iurtă era una care dormea, nu știu, fără bărbat, era văduvă. Și deodată a venit, nu știu, Tongri, că ăla, zeul, care era zeul la zeusul lor, și ia o gaură sus la iurtă și până ăla a, raza a însărcinat-o pe aia. Așa și la asta. Bun. Nu va face nimic. Și atunci, indiferent că va face lucruri bune, zice, vine o rază către ea și o însărcinează cu luciditate, tot vor spune, aha, cu tare, cu tare. Mă rog. Și asta am zis pentru că mi-a trimis Bogdan Iacob o chestie foarte interesantă. Miercuri 8 ianuarie 1997, da? Știre. Și 97. Stere Gule la prima întâlnire cu cei 21 de membri ai grupului consultativ privind reforma televiziunii. Deci când a venit băieții atunci, Emil l-a schimbat rapid, nu știu cine era atunci director, l-a pus pe Stere Gule interimar, Stere Gule a făcut un comitet consultativ. Așa. Gândit potrivit afirmațiului lui Gulea ca un sfat al înțelepților, acest grup va fi un organism pur consultativ care nu va avea niciun fel de calitate. Bă, ideea nu era de ingerință în activitatea TVR, grupul format din personalități ale mediilor gazetărie sau ale societății civile, este în opinia lui Gulea un fel de impuls așa din ce știre din 8 ianuarie 97. Din cei 21 de membri propuși pentru acest grup, Ion Cristoiu, directorul cotidianului evenimentul zilei, a anunțat deja că declină această propunere. Da. Sunt director de gazetă. Era, de fapt, mi-am dat seama că, de fapt, acest grup era să justifice măsurile aberante ale lui Gurea. Bun.
Strigulea, băiatul ăsta, băiat simpatic, a omorât două opere, capodopere, pentru că el n-are tragism. Nu, el n-are, nu e minești, nu e greu de spus. N-are empatie față. Ochii de urs, care este o capodoperă a lui Sadoveanu, și care a făcut-o, nu știu, un film din ăsta, cu pac-pac, și Moromeții. Moromeții, volumul 1, puteți să-mi spun nici eu vreau. Cum a făcut viața țăranului sărac din perioada, din bea burghezii. Cu, repet, cu Rebenciu, care, nu știu, nu avea, n-avea pic pentru rolul ăsta. Era un Moromete, Ilie Moromete, din ăla, un fel de Socrate, nu știu. Nu știu, poate că, cum îi zice domnule de la Cluj, am un laps, dacă mi-amintesc. Dorel Vișan, da, Dorel Vișan era bun. El era, cu umor, cu ăla. Rebenciucă, țăranul sărac revoltat împotriva regimului burghezo moșteresc. Bun. Știre. Din, au rămas 20. Hai să vedeți cine erau atunci. Deci pe mine m-a scos, nu. Petre Mihai Băcanu. România Liberă. Dumitru Tinu, Adevărul. Era la Ana Blandiana, Alianța Civică. Gabriel Liceanu. Bă, tot timpul Gabriel Liceanu și atunci în șef, da? Lucian Pintilie, așa regizor, Rebenciuc. Inevitabil, de 90, unde e comisiune, e și Rebenciuc. Actor, Mircea Toma. Toma, de acum, care e trecut, l-a pus un SR la, aici, la CNA. Dan Grigore, pianist, s-a retras între timp, Palea, Dumnezeu să le te-am murit, Alexandru Beldiman, Uniunea Arhitecților, Radu Filipescu, GDS, Dumitru Iuga, cred că a murit, nu mă țin minte, sindicatul al TVR, Andrei Pleșu, Colegiul Nouă Europa, Cristian Țopescu a murit, Nece Munteanu, nu știu pe unde mă e, Gabriel Țepelea, cred că a murit, Eugen Vasiliu, așa erau președinții Comisiei de Specialități din Parlament, Horia Bernea, directorul Muzeului Satului, Sorin Dumitrescu, Fundația Anastasie și Florin Diaconescu, Direcția Primăriei Capitale. Bun, ați văzut, eu un semnul pun să trecut pentru că m-a trecut și mi-a declinat oferta. Bun, hai să trecem. Punctul 2. Așadar, pe data, cam aici pe date, de pe date, pe date, știu că mă uit în partea asta. Deci, de când introducere, de când a început pandemia, din martie anul trecut, eu, nu numai, dar eu zic, eu și o mână de cititori și telespectatori, de colaboratori acestui blog și s-au mai adăugat 2-3 jurnaliști de asta. Am pledat în fiecare zi pentru transparența în raportarea cifrelor. Nu are nicio rost să vă mai spun, au înființat grupul ăla de comunicare strategică unde era secretă și componența. Eu am dat-o și am arătat că erau niște tiliprici, cum sunt și acum, sunt în continuare, puși de Tilișcă și de Iohannis, de regim, și care erau secreți. Secreți, băi, stai mă puțin, ăla care interzicea ziare, bă, grupul de comunicare strategică, ce mă, știu conducerea serii și nu știam grupul ăla. Bun. Acel grup era, a fost și este un grup criminal, de crimă organizată, pentru că prin intermediul lui, atunci și acum, până acum de curând, sistemul, adică SPP, SRI, armată, tot ăștia, instituțiile de forță, conduceau practic România, da? Numai prin intermediul DNA. Adică venea grupul și spunea, a crescut numărul de infectări. Oh, lockdown. Nu spunea nimic pe județe. Deci noi nu știam. Mă, dar câte au fost? Au fost mii de exemple. Ne-am dat și eu în care grupul a mințit, în care, deci, el, acest grup criminal de crimă organizată, existent și acum, păstrat în secret, deci s-a ajuns până acolo încât și acum USR plus parlamentari au cerut, bă, desecretizare, bă, cine face parte? Se știe cine, după ce am scris eu că am făcut pe surse. Mă rog, nu mă țin minte că și mi-au răspuns că nu aveam dreptate, mi-au răspuns că da, ei sunt, dar că n-au bani. Nu știu, că nu primesc bani. Niște ticăloși.
Niște ticăloși pentru că unii dintre ei nu mai țin minte cum îi zicea lui ăla, am un lapsus acum, șeful lor, care mi-a ieșit acum, a vrut să... Unul candidat a terminat facultatea sau liceu. Pentru că nimic nu e mai ticălos decât un ziarist pârlit care pleacă din presă pentru că nu are bani și pentru că acolo nu face nimic, e mediocru, și trece dincolo, în administrativ. Și ne călărește pe noi jurnaliști, așa ce știu. Bun. Deci, transparența în comunicarea infectărilor pe județe, pe vârste, era, a fost o cerință. Nimic, 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 nimic. A început vaccinarea. Bă, vreau să văd și o transparență. Pacienți de ce tip de astea, de grupe, unde s-a făcut, ce nu s-a făcut. Nu, au dus pe unul rujatul de la armată, l-au pus acolo. Încă o dată, oameni buni, domnilor, mă, ce treabă mare de ce să aducă un colonel de la armată? Ce să facă el? A, poate să facă un comitet de vaccinare condus de ministrul sănătății, că el se ocupă, de la ministerul sau un secretar de stat și în acel grup face parte și unul din armată. Ce treabă are ăla, Gheorghiță, încă o dată, nu văd. De ce mă de la armată? Că îi plac lui Iohannis ăștia, generalii, Gheorțanilor, trăiți! Acești bese în cizme, aoleu, să trăiți! Bă, îi plac extraordinar. Te duci și spui civil. Ei toți au poziția de drept, da? Bun. Or fi și printre oameni de treabă. Eu n-am cunoscut. Nu oameni de treabă, oameni care merge. General. Când s-au devenit general pe câmpul de luptă, general. Îi face Iohannis cu, cum vor spunea, Schweik, la Viena, prințese ca gunoiul. Și așa și aici, în România, ăsta, Mareșalul Antonescu zice la prima ședință aia de guvern, zice, păi să desființăm Ministerul Marinei. Deci, păi, că noi nu avem marine, noi avem 11 amirali. Aveam 11 amirali, auzi, frate, România. Așa, bun. Și acum, după, a venit Voiculescu. Nu cunosc, cum zic francezii, nu știu cum, avec cu ce, avec moi. Sau cu el. Nu l-am cunoscut. Nu am nicio treabă, nu l-am văzut niciodată, nici de la televizor, nu știu că nu mă uit la televizor. Bun. Pe data de 4 martie, el publică pe site-ul ministerului numărul la zi infectări pe județe și vaccinările. De ce era foarte important de publicat infectările pe județe? Pentru că noi avem de-a face, prin publicarea până acum în ansamblu, cu una dintre cele mai mari ticăloșii politice din România, politruci. Anume, în unele județe, unde sunt baronii locali ai PNL-ului puternici, cu acestea, nu se fac teste. Nefăcându-se teste, ei sunt în scenariu verde. Francia, frumos, da? Dicem și ei bolnavi, da? Săracii de la Timișoara, acolo, ei sunt și bănățeni și au luat în serios și sunt tot timpul scenariul roșu, da? Și atunci, dă-le mă pe și acum, și când a dat el pe județe pe 4 martie, am constatat cu toți că, fratuși, Giurgiu a avut 3 testări. Păi normal că dacă ai 3 testări, nu ai niciun infectat, da? Bun. Tărăboi mare. Baronii. La Câțu, la Tilișcă. Se poate, e posibil, ne-a dat în gât așa. Bun. În ăla de cu vaccinare, pe 4 martie când se dă, tot descoperim o chestie uluitoare. Cum spun ăștia de la unde, mă, de la buletinul de București, da, aici, buletin de București, da, uite. Zice, aproape 80% dintre centrele din București nu apar pe platforma de vaccinare. Deci ați înțeles șmecheria? Poporul, nu, am fost grupa întâi, noi ăștia, bătrânii, 73 de ani și ziarist, nu, grupa întâi au fost medici care s-au pe platformă oficială, ușor de descoperit, grupa a doua, noi și, nu știu, care va fi a treia. Bun. Acei erau centre care erau pe platformă. Adică eu m-am înscris pe platformă prin Mediafax,
Am primit un din ăla, bla, 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 m-am dus, mi-am făcut. În afara ăstora, legale, oficiale, erau niște chestii ale șobolanilor, ale băieților, ale militarilor. Interne, SRI, jandarmerie, SPP, armată. Voiculescu le-a dat. Oh, au venit cu o falcă în cer și cu pământ. Cum le dați? Cum le puteți da când ele, bă, și Gheorghiță l-a rujat, când în felul acesta ați dat locații? Oh, vai de mine, Ciucă s-a supărat și a zis, bă, cu ocazia asta s-a aflat ce ofițeri avem noi. Băi, nătărăilor, cea mai democratică instituție, una dintre cele din America, e CIA. CIA, ne-a zis ăștia mai rugi la serie. Bă, dacă CIA o seamănă cu un ONG. Prima chestie azi, au o comisie senatorială care îi verifică la sânge și comisia aia are într-o la senat și e plumbuită ăla pe pereți. Și bă, și directorul CIA în fiecare an zice, bă, mă duc la comisie și zic, e o comedie. Și în timpul ăsta CIA, uite, împușcați, vă duc câteva ce. Bun. Chestia este, la CIA dă comunicate, numărul de sutien al ofițereselor, din ăla, că lași, cea mai bună formă de a ascunde un secret este să spui adevărul până la un punct. Da, da, cu tare, cu tare, cu tare. Bă, ce democrat, bă, ce transparent. E transparent de până la punct, dar nu spune că aia, că s-au dus, am văzut într-o operațiune în Afganistan și avea 3 milioane de dolari în valiză. Au zis cu avionul în valiză. Și bă, 3 milioane, ce făceai cu 3 milioane? Pentru că nu dau socoteală, sunt niște sume din ăsta în care... Bă, ce am dat la, am dat la informator, la ăla, nu, nu pot să dau listă. Bă, am înțeles. Cum, băi? Băi, s-a aflat locația, mă țineți minte că este interzis să fotografiezi cazarm. Păi ăștia, păi de voi din sateliți, știu și când vă duceți voi la veceu, și când vă trageți prohabul, și când râgâiți, că nu mai există. Cum să, așa sigur. Bun. Și asta face, intervine 8 martie Cățumâțu. Intervenție. Să vedem bani. De Ministerul Sănătății, pe 4 martie a fost publicat numărul de teste pe fiecare județ. Ulterior, a doua zi, Ministerul Sănătății a venit cu o precizare, un comunicat pe pagina Ministerului, care precizau că anumite chestiuni trebuiau remediate sau dădeau de înțeles că nu au respectat într-un fel toată legislația. Știți ceva despre acest caz? V-a transmis domnul Vlad Mărinescu ceva? Nu, am avut o discuție cu șeful Corpului de Control în această dimineață. Se autosesizează să vadă dacă au fost respectate toate legislația, da, vizele, dacă au fost luate și așa mai departe, da, și vom vedea. Despre ce avize vorbim? Este vorba despre publicarea unor informații care ține mai multe instituții și atunci, natural, trebuia să existe avizul și acelor instituții. Și deci Ministerul Sănătății a publicat acest număr vom de teste fără vom să vedea. Vom vedea. Ce zice? Ați văzut ce a zis Cățumâțu? Că trimite corpul de control la Ministerul Sănătății pentru că, auzi, fii atent aici, pentru că se verifice dacă ai respectat procedurile, da? Bun. Și a sărit toată lumea. Păi stai, bă, puțin, că noi cerem din martie transparență. Dacă există vreo temă de-a mea, a vieții mele după 89, este transparența. Cred că democrația înseamnă mai multe lucruri. Primul este, democrația este, deci, băi, oameni, democrația e o comedie, da? Cum sunt toate formele, regimurile politice. În această comedie trebuie să creezi măcar iluzia lui Neaguriță, de al Neagigel de la sculărie, că el e stăpânul. Și cum poți să... Președintele vine și spune, doamne, îmi pare rău, am greșit cu tare. Bă, zice, băi, ai văzut, mă, ce, bă, a greșit.
guvernul zice, îl dăm afară pe Raed Arafat pentru că nu s-a rezolvat nici acum aia de la noi. Bă, românul zice, bă, cetățeanul, ai văzut, mă, a plătit săracul, cum a fost Ponta atunci. Da. 3. Transparență. Fuleu, am fost la comisie. Ăsta... Domnule, Klaus Iohannis s-a dus până acum de șase ani la Comisia Europeană, la Consiliul. Păi, oameni buni, am citit, deci, Fidel Castro, că am zis că sunt doctor în Fidel Castro, a făcut o călătorie, nu mai țin minte, prin Europa, nu, a fost în China și s-a oprit la Paris. Păi s-a dus într-o noapte la televizor când s-a întors, i-a ținut pe ăia ca la o telenovelă, chiar vorbea frumos. Cum s-a urcat în avion și zice, băi, și cine m-au urcat într-un avion din ăla, cum Antonov al lor, și zice, băi, zice, cam pârâie, dar uite că nu cade, că dovadă că eu sunt viu. Și a povestit cum a fost la Paris și cum s-a dus, s-a urcat de la și a văzut. Domnul era, adică, a dat seama. Băi, eu sunt, vin după Consiliu, da? Puțin conferințe de presă. Oameni, am fost acolo. Eu, apropo de vaccinare, eu am zis că nu cu tare. Au fost domnul Macron care s-a opus și chiar a zis că sunt un bou. Și eu am zis, bă, cum îți permiți? Da. Asta este. Deci, caracteristica democrației transparente. Bun. Și acum Câțu-Mâțu a dat înapoi. A zis, ia uite mă ce a zis. A zis, fii atent aici. 9 martie, așa, a zis ipotetic cu control, vreau să mă asigur că nu au fost publicate date care să creeze probleme. Deci ce s-a întâmplat? Această reacție a lui Câțu-Mâțu să trimită corpul de control pentru că Ministrul Sănătății și-a permis să fie transparent, să dea seama unei cereri de martie anul trecut a opiniei publice, să spargă un secret, i-a enervat pe această țară, pe militari, de fapt de conducțare, SPP, sistemul instituțiilor de forță. Sistemul instituțiilor de forță a zis, cum bă să ne ducem noi și să, eu general, să stau lângă Cristoiul la coadă? Cum? Am făcut chestii speciale. Dar eu de la SRI, care sunt șef de birou și sunt colonel, și stau eu alături de pifanul ăla Cristoiu sau Gigel. Nu, eu am făcut separat. Asta este România după 30 de ani. Este la fel de ceaușistă, nu, de ceaușistă ca și pe vremea lui Ceaușescu. Această chestie că funcționează, bă, eu funcționar, bă, cum, bă, cum, bă, să stau eu la coadă la permise, dar să fac eu asta, dar nu se poate, dar cum să fie așa ceva, dar eu sunt intru prin față. Că trecut într-o zi până la guvern și acolo la intrarea unde intră, nu știu, una, un covor acolo, e un semn din ăla de circulație că nu e interzis pietonul, adică n-au voie să treacă, să meargă pietoane pe acolo, e o culoară acolo, cea cu o arcadă. Da. Deci asta, acum, această reacție a fost un moment crucial, pentru că am văzut că, de fapt, România e aceeași. Că ea e condusă de sistemul instituțiilor de forță, de camarila generalilor lui Iohannis, care îi plac și care nu vrea. Nu vrea. Cum să fie, mă, us, mă, să ne dea ăla civil unde ne-am vaccinat noi? Ce vaccină care? Păi, băi, secret, ne-au spus locația. Adică și-au aflat rușii. Rușii au citit acolo bă, și au zis, bă, uleu, au zis aia de la GRU. Ia uite-te, mă, unde au românii pe armata a patra, nu știu ce, sau a doua, sau una, infanterii. Asta este. Deci, al treilea subiect este un lucru, v-am spus încă o dată și am spus și repet ce am spus aseară, care am repetat azi noapte ce am spus la Tuca aseară. Nae Ionescu nu întâmplător își începea marea majoritate editorială cu iată faptele, pentru că în România trâncănitoare,
palavragioaică, este ceva, mi-a plăcut la Mareșalul Antonescu, are expresie paiațerie, în România de paiațerie, de spectacol și ăsta, totul se acoperă sub o multe recomand. A, Tribunalul București a respins dosarul 10 august. Băi, cum, stai puțin. Nimeni sub... Deci, faptul era, a fost acesta. Faptul. Faptele. Georgiana Vosu, care era șefa DICOT, a sub coordonarea ei, în iulie 2020, repet, un procuror care a ieșit la pensie, a clasat ei DICOT-ul. Dosarul 10 august. Bun. Începe un tărăboi și aceeași Georgiana Hosu, ea care coordonase că, și chiar condusese și ancheta, zice, nu domnule, și fac ce cerere la justiție, prima a făcut la curtea de apel și a trimis la tribunal, de redeschidere. Cererea de redeschidere se judecă la camera preliminară. Am spus, judecătorul sau judecătoarea care a decis, ea a respins cererea de redeschidere. Deci ea n-a respins, n-a judecat nimic pe fond. Nimic. Ea s-a uitat la dosar, m-a zis. Și am zis în fiecare seară de o săptămână, inclusiv la Gândul Cristoiei. Oameni buni, nu știu de ce a respins femeia aia, pentru că a respins pe procedură simplu. Sunt aproape sigur, am zis, că Monica mea, că aia a pus hârtie igienică, că nu știu. Păi și a venit acum. Și pe faptul ăsta s-au creat un munte de cuvinte. Putem face o analiză. Primul strat de vorbe umflate, băloase, bășicate cu tare, bășici, baloane, a fost ăsta. Tribunalul București a clasat dosarul. Nu e adevărat, ea a refuzat ceva, da? Justiția din România e ticăloasă și pesedistă. Nu! Justiția n-a avut nicio treabă, da? Așa, trei, Claus Ioanes, trebuie să aflăm adevărul cu tare și să se ocupe ministrul de interne. Că era foarte simplu, așteptăm motivarea pentru că s-a anunțat. Georgiana Hosu, când a trimis dosarul, l-a trimis din adins prost. De ce l-a trimis din adins? Pentru că ăla de la Cotroceni a zis că era omul, băi, trimite-o prost, pentru că nu-i convine lui ăla să cheme pe șefii jandarmilor. Și v-am spus de ce, două motive, că stați un pic, că teoretic a trebuit să fie. Bine, mă, am înțeles. Păi trimite în judecată, da? Și ea chită. Păi nu le convine, pentru că în judecată s-ar putea ca unii dintre ei să fi fost bara-bara, cu Iohannis, cu băieții. Și toate excesele alea, faptul că au bătut niște evrei în taxi, faptul că au fost uneori, au făcut excese, ar putea să fi fost de-ai lor câțiva infiltrați care zis, bă, hai să arătăm acum că suntem brutali, că noi suntem al lui Dragnea, dar ei nu erau al Dragnea. Și poate că ăia la un moment dat zicea, bă, este închei ca și negoiță cu ciolacul. Că lumea, bă, dar ce are mă ăsta cu negoiță? Mie am drăgostit, deci Marcel Ciolacu vrea să-l ia pe unul Robert Negoiță, ăla de la sectorul 3, înapoi în PSD. Robert Negoiță este ticălosul care a făcut ca Gabi Firea să piardă alegerile. Eu nu spun că merita sau nu merita, eu spun pentru că pe de o parte l-a atras și pe Ponta și a făcut acea chestie, partid în afara PSD-ului, care l-a omorât pe Ponta, nu am înțeles ce a fost în creierul lui Ponta, cred că și acum regret, uite că a dispărut, pro-România și anume pro-București, a luat din electorat. Dar mult mai grav, a fost o lovitură pentru că el era finul, era de familie, cu pandele, cu familia și a apărut imediat această chestie, a fost o lovitură și de imagine pentru Gabi Firea. Bun. Cum să-l aduci pe ăsta în partid înapoi când el a tocat partidul în campania electorală că e corupt cu tare, cu tare? Păi, cum? Să rămână în partid să se scrie în USR Plus. Bun. Toată lumea rămâne. Bă, dar care e afacerea? Cum zic eu? Bun. Care e afacerea lui Ciolacu? Adică
De ce, dacă Negoiță nu e în PSD, ce suferă acest partid, că oricum e prost? Nu suferă nimic, ori cu el, ori fără el. Bun. După ăla, adică dacă în PSD pula ai pe Cătălin Ivan, nu știu, pe Pleșoianu, da mă, hai să vină ramura asta mai Șerban Nicolae, ramura asta mai întrăsineață, mai naționalistă, da mă, suferă. Și Robert Negoiță era... cum să zic, parcă era de la hashtag rezist. El care, el vorbe, lupta împotriva corupției. Și mă întâlnire, bă, care e povestea? Povestea e felul următor, că Robert Negoiță a făcut la comanda lui Ciolacu, care Ciolacu are o spaimă, să nu cumva Gabi Firea, dacă ea ajungea din nou primar, ăsta în partid, nu mai conducea partidul Ciolacu, nu o conducea ea, dar era totuși prim vicepreședinte și primar. Și atunci a vorbit bără-bără cu ăsta și acum probabil că e dator la ăsta. Și probabil că ăsta spune, bă, nu m-a adus, bă, Ciolacu, te dau un gât. Să îți explicați și din coace, da? Hai să închei și cu... Gata, hai, aoleu, Doamne, ce obositor, ce obositor. Deci, v-am zis cu Mareșalul. În această carte, că am zis că volumul 1, am zis o ședință pe 7 septembrie, când pleacă regele și el își prezintă programul, și a doua ședință este pe 17 septembrie, da? 18. Este ședința la care vin și legionarii. Deci este guvernul cu demilitari și tehnocrați al lui Antonescu, parcă ar fi Claus Iohannis cu PNL, și guvernul legionar, cu Horia Sima în frunte, prin vicepreședinte. Bun. Eu îmi imaginez cum legionarii veniseră de pe stradă. Deci îmi imaginez relația care din start nu mergea. Mareșalul, generalul Antonescu, zicea, ouăleu, copii nebuni, erau de pe stradă, că-i săraci, fuseseră pe stradă sau în închisoare, da? Ei, la rândul lor, pentru că, deci, e interesant, în cele câte pagini are, că s-a citat, a avut și o întrerupere la un moment dat, deci fiți atent aici, 13, 59, deci vreo 30 ceva, vreo 40 de pagini, 40 ceva de pagini, nu, 30 plus 13, 43, nu, vreo 40 ceva de pagini, nu există bine legionare, vorbește, deci, Horia Sima, care era al doilea om, era un fel de ăsta, de Barna, are o singură intervenție, nu știu, zice unul că salariul e, nu știu, 5.000 de lei sau nu știu, nu, domnule, ați greșit, 50.000, atâta zice. Atâta, da. Și mai răspunde Traian Brăileanu cu Educația Națională, nu știu ce voia, și îl pleznește generalul de-i dă una, pe deși Traian Brăileanu nu era chiar tâmpit, înțelege așa? Da. Așa. Și apropo ce... Și îmi imaginez, după asta îmi imaginez cum, aici dacă aș face un film, imaginez pe legionari care veniseră de pe stradă, din închisori, acolo, la ședința Consiliului. Și ăsta, generalul, discută numai cu militarii lui, cu nu știu, cu ce, cu armare, cu ăla, cu bani, cu ăla. Cu Traian Brăileanu, care îi dă una peste but, atâta cred. E singurul care discută. Bun, e foarte interesant ce spune lui Brăileanu. Așa. Dumneata ai în învățământ racile enorme, zice el în 40. Este racila morală a profesorilor care au ajuns în învățământ pe alte căi, cu alte mijloace decât cele legale pe care nu le numesc acum, mi-e scârbă să le numesc, precum și ceea ce au ajuns prin nepotism, lupeșism, de la lupească. Trebuie să pornim de sus și să mergem în jos. De sus în jos, nu ca până acum. De jos în sus. Fura unul o găină, îl băga în pușcărie pe viață întreagă. Fura altul miliarde, era umplut de onor. Aia bun era. Cel mai tare așa și zice,
În final, el avea în final. În final zice el o chestie extraordinară, zice... cu Brăileanu, conflict, printre altele. Zice, îi vorbește... Mareșalul zicea că să nu se ducă la Sibiu, universitatea de la Cuza, și prima dată ce la Alba Iulia, Brăileanu. Dacă universitatea trece la Alba Iulia, trebuie făcute anumite adaptări. Sunt numai 5 băi și acelea în casele particulare. Anul Antonescu. Lăsați aceste detalii. Aceia care au făcut România Mare n-aveau băi în casă. Da. Și generalul doamna în final zice, are o chestie personală. Zice, într-o chestiune. Încă o chestiune. Domnul Crețeanu mi-a atras atenția spunând că aș fi dat vreo dispoziție în privința pensiilor fetelor lui Dragalina. Ăsta cred că era tatăl lui Dragalina. Ce-i cu pensiile? Ăsta era un general. Habar n-am, zice mareșalul. Eu lucrez cu note scrise, așa este, era cu scrisul. Dacă vă spune cineva să face ceva din ordinul meu, să-l dați afară și pe mâna poliției. Eu spun în scris, în timpul acesta profită toți ca să obțină ceea ce pot. Adică că numele lui, zice, e scris. Domnule Crețeanu, eu nici nu cunosc această chestiune. Că cu pensia, că am rude de care nu mă ocup. Am prieteni care au fost câini fideli ai mei și n-am putut să-i văd până acum. Pentru mine este statul întâi. Generalul Antonescu n-are niciun protejat, n-are nicio rudă. Îi spunea ăla, nu știu, Crețeanu. Dom'le, dar am auzit că ați dat pensii. Mare. Eu l-aș preda pe cuvântul meu la SNSPA. Partea de administrație, cum se prede. Dar zic așa, pe cuvântul meu, eu spun, aș face o antologie din cele 15 volume. Chestia este de administrație, ăla cu scrisul, cu ordine. Da, așa este. Și apoi zice, toată lumea vine și îți vorbește vreo jumătate de oră. Dar e scris câteva cuvinte, cât e scris repede. Plus că rămâne. Adică zice, bă, zice, eu n-am nicio rudă, nu am cu statul. Mulțumesc, la revedere!